Tararara! Trebuie să ne primiți cu sare și cu pâine și cu... Și cu icre, cu de-astea, ce mai... Cu ce să mai și cu saltea așa, să ne întindem. Ce trebuie să facem rozele uștean și de pătrunjel, de ce tu vrea neamărin, la liman? Sărămânile! Bună ziua! Sărămâna, doamnă, bine v-am regăsit! Bine ați venit, băieți, cu tare, cu tare, ce vreți? Noi trebuie să luăm așa, leuștean, mărar și mărar. Și ceapă. Ceapă așa, ca să fie bun. Nu, ceapă nu, nu. Nu vrem ceapă? Așa. Cine mai știa ce ne trimise să ne amărim să luăm? Fermente și rucola. Atât aveți aici? Cum aveți fermente și rucola? N-avem adă sau? Da, eu vreau leuștean. Și mărar. Ce să fac cu menta? Doamne, dă-mi și nouă niște pătrunjeli, n-am mentă. Ce trebuie să faceți? O... Trebuie să munciți ca să vă dau, nu? Doamne, dar ce aveți, doamnă, cu muncă? Să ștea pe zona asta păi, de Dobrogea. Trebuie să vă dau degeaba, așa, păi că nu sunt. Pe o plătim, domnul, doamne. Uitați, doamnă, aici sunt inflamat, aici, la spate, de la... Dacă puneți mâna, simți imediat. Și aici, aici am făcut niște... Da? Și nu mai puteți? Putem, păi da. Pe noi ne omorâm, ne omorim. Mă, pe noi ne omorâm, ne omorim. Dar aveți niște oameni să ne ajute? Pentru că trebuie să munciți. Deja e cumva un clișeu ăsta, adică e un pleonasm, dă-mi, nu-ți dau, trebuie să muncești, e pleonasm. Ce știm direct. Zi exact ce să mai... Prima dată o dăm, porțiunea aia. Doamne, vine perfect. Mare ploaie, stai mă pe igual. Nu, păi până vine și eu, doamne, la fel și n-am mai plouat. Da? Serios. E bine, că nu ne aplecăm, stăm în picioare și... Venea ploaie. Și pentru că venea ploaie să negrise tot cerul, doamne, ne-a dat un furtun, udați menta. Domnul Liviu, din capăt. Uite, Anda, deci fii atentu, e din capăt. Uite ce prost e ăla. Dar de ce ai făcut aceasta? Ce prost e ăla. Când trece ăla, te las. Liviule, dacă mă ula părte... Ce vreau să stau cu furtunul în bână? Da, bine le faci. Sârma! 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 Păi de ce, doamnă, unul dăm așa bine? Decât să frecați menta, mai bine o udați. Ei, explicați-mi și mie, doamnă, cum e cu menta asta? Pot să-mi pun și eu acasă? Poftim? Pot să-mi pun și eu acasă? Și e un tratament mai special sau? Trebuie să aveți grijă de ea. De exemplu, nu trebuie să aibă plin de iarbă prin ea, pentru că o sufocă. Dacă iarba crește mai mare ca menta. Dar acum că noi călcăm pe aia, n-are nimic? Dar nu călcăm, că nu e nicio mentă. Ce e menta aici? N-are nimic, nu? Pentru că e băiată, fiindcă nu e. Acum, pe aici e mentă? Da, uitați, de exemplu, asta e menta. A, da. Eu te văd, da, bă. Adică asta e cum... Eu am crezut că ne las la mișto cu asta. Bă, tu dai seama că toată curtea asta e numai menta, e nebun? Tot menta, da? Este tot numai menta. Femeia aia n-avea niciun leuștean sau pătrunjel în curte, cum au toți oamenii duși la biserică. Femeia avea toată curtea imensă, plină de mentă, doar mentă. E, uite, vezi tu pe băieții așa, ești a doi de aici? Așa o să ducă la școală mâine și o să zic că știi cine mi-a udat mie grădina? Uite. Exact, fii atent că sunt și nu o să pe filmare acolo. Care, ce vârciu, mă, ce Andrei, ce Anda? A, proștia, păi mă să mă... Chema niște, am angajat niște oameni, au venit săraci, au stat, au udat acolo, mai și plouă. Hai. O fi frățiorii mei. Că ne-am mărit, nu știu dacă știți. Mai are și copii pe la limanul, pe la... Tot seamănă trei, cum a zis Jean. Cine mi-a udat mie grădina, da? Hai. Și aici ce crește, doamnă? Ciment în partea asta aici? Crește și menta acolo? Menta crește și acolo? Da. Stă după copac așa. Vă spun eu că vine mare ploaie. Noi vorbiserăm deja să vine ploaie, că știam. N-are rost, nu? Hai ploaie, hai să ne ușurez munca. Hai ploaie, hai. Și bineînțeles, dacă tu știi că vine ploaie, ce rost are să uzi menta când poți să o uzi pe Anda? Liviule! Ah! Ce parte e, mă? Unde e, mă? Cum alerga, mă? Mamă, Liviule, ce ți-o iei? Și câte mi-a mă să-mi usuc părul ăsta de un metru? Cât? Și bineînțeles că am trecut de la udat menta la udat sirena. Deci dacă vin după tine... Hai! O uzi ca să crească, se înflorește tot. A crescut un pic, fie vorba între noi, a crescut un pic. Jur că dacă vin la tine, acum te fac după la lucrarea. Fiecare a udat ce a simțit. Tu menta, eu pe Anda, pentru că Anda se ofilea, eu am văzut-o. Și dacă se era să frecăm în loc să udăm, era mult eu mai am bine. Frecat menta și tu? Frecam lampa și ieșea Anda. Olu! Te arzi, Bogule? Ce te-a pândit, bă, hoața, bă? Cum a mers încet, 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 încet. Asta e neam cu neamărin, să nu rămână datoare. Poate fata, poate fata, nu se știe niciodată când îți găsești nașul. Păi tu crezi că rămân așa? Ia uite aici păr, uite aici păr de uscat două ore.
Hai să spun ceva. Nu e calitate nici la șampon. Nu știu cu ce te spală. Cu săpun de rufe, cu ce te spală? Că ne-am mărit să spală cu săpun de rufe. Ai văzut cum mi se păr un cap? Sârmă, zici că este perie de aia de covoare. Andrei, ce să zică și el? Că el care n-are păr, na, băi pletosule. Teama, mă, naibii, că încep și eu ca ne-am mărit. Acum încep să mă transform. Nu știu dacă e ceva mai relaxant decât să uzi în grădin. Bravo. Eu doar vreau să vă mulțumesc, doamnă, că ne-a spus la treaba asta. Chiar ne-a stresat mult hodorocul. Cum? Păi haide să nu exagerăm, ne-am relaxat acum. Zic să nu... Nu puteți să nu ne scoateți din stare, doamnă. Auzi, trebuie să curățăm și de buruie. După ce am udat un pământ... Un pământ? Vă dau mănuși. Mănuși? Da. Păi le putem să le luăm și fără mănuși, doamnă. Că ce ne le puneți într-o lădiță și ieșim. La un de dat un cuțit să culegem buruiana. Cu cuțitul? Iarba care e în mentă. Poate se sperie menta, doamnă. Hai să o culegeți de iarbă. Și cum facem, doamnă? Dar nu strică menta de acolo, noi care nu știm, suntem neștiutori. Că n-am reușit să o pigulim. Să o ciuguliți. Cum ai zis, mă? Să piguliți. 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 Aceste noi pigulitori. Și căutăm, uitați, asta este iarbă. Nu trebuie să fie aici. Cu cuțitașul de la rădăcină o tăiem și o scoatem. Dar dacă o jumulim, așa ce? Dacă iese cu rădăcină, e bine, dar dacă nu iese, trebuie scoți rădăcina. Ai înțeles? Ia, să vă văd mersul de la spate, băieți. Hai. Asta nu e de noi. Eu nu vreau mentă, nu știu dacă te-am prins. Și dacă nu vreau mentă? Doamnă, nu știți ceva? Noi am sucit. Noi cu o limonadă aia arsură de aici, din capul pieptului tăiat, te sparge. Ce rost are? Spor la treabă. Aolo. Doamnă, ne-ați dat prea... E prea dură sunteți, doamne, cu noi. Eu n-aveam cum să mă aplec, eram în costum de baie, cu fundul pe afară. Și dăm cost. Dar trebuie să-ți mulți mai bine. Păi mi se face rău. E greu. E greu cu a plecat. Mi-am dat seama din prima. După două paie de astea tăiate, mi s-a făcut rău. Hai, hai, Andrei, nu-mi stau, uite acolo. Fii atent, eu ți-arăt, tu tai, da? Hai, repede. Unde, unde, Andra? Aici? Acolo, iau. Aici e bine, ai nu? Prins-o. E bine. Poc, uite. Așa. Pe lângă mentă, ies și astea, că știu, nu există pădure fără uscături. Și munca de aia de chinez, trebuia să te calci printre să nu storcești menta și să rupi firicelul ăla de iarbă care ieșea de acolo și încurca menta respectivă. O plăcere. Am făcut așa, deci rândul ăsta primul. Și al doilea, și al doilea. Nu se vede. Și al doilea încă nu se vede. Și mai trebuie. Și iarba de pe rândurile așa tot? Păi cât... Cât aia era? Că... Că mai e, ia uitați. Aia, doamnă, să nu strică menta aia. Că e pe aia încă n-a ieșit sus. Da, menta la o parte așa și uitați că nu e... Ia, cum? Și cum trageți dumneavoastră aia, de exemplu, de acolo? Dacă tot v-ați aplicat și astăzi... Dacă tot v-ați aplicat, ia. Și nu se strică rădăcina de la mentă? Nu, n-are treabă. De aia, mă. Cam câtă mente ne dați ca să vă zic eu că trebuie să muncim, că deja nu... Depinde, dacă sunt mulțumită de voi... Nu vreau să nu fiți mulțumită de noi. Tocmai de asta. Auziți, noi vrem să nu fiți mulțumită de noi. Da, noi vrem să nu ne dați nimic. Da, că parcă dacă mă duc așa cu tot ce a zis neamănii, înseamnă că m-am prostit rău de tot și o să mă mai trimeată și mâine. Iar-te, și o să mă trimeată și poi mâine, că m-am descurcat. Eu aș vrea să nu mă descurc. Ați zis-o? Vreți să vă bată neamării? Da. Mi-e milă de dumneavoastră. Că debatem-o 2-3 secunde, papa. Hai, mai faceți un pic și vă dau doar mentă. Vreau să spun ceva. Dacă era iarbă multă, băi, pe cuvântul meu că o curățam. Dar erau trei fire. Ce strică, mă, trei fire între aia? Că arată chiar frumos, că aia e mică, menta, și astea sunt deasupra. Și este așa frumos ca un buchet. Ia zi. Exact. Cum să culege aia? Cu ce? Că nu, mă, se hrăneau cu... Aia... Cu mentă. Cu mentă. Câtă mentă puteau să mânce? Că li se face rău la un moment dat de atâta mentă, spun eu. Oricum, era puțină iarbă, nu te mint. Două, trei de alea. Hai la muncă cu voi, hai! Așa. Hai! Uite-o pe-a noastră! Așa. Pe casă vă înviorăm? Vezi ce face că un... sunteți cam leșinați? Vezi ce face un furtun cu apă la vremea lui? Am tăiat mentă, am pus niște lăzi. O ambalăm? Haideți să o ambalăm. O ambalăm? Haideți după mine. Și ne-a băgat undeva într-o cameră, unde trebuia să curățăm mentă. Hai mă, curățăm mentă, cum că ești foarte simpatic. Ce nu-ți mișto? Ia-te-o. Haide vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să-mi iar cu tine. Încep să uit acum că am greșit, am greșit. Auzi, să spun ceva? M-am încălzit tare tot cu părul ăla pe cap. Da? Mama mea. Haide băi, lăsați vrăgeala. Hai. După ce am tăiat tot, trebuia să o... Curățăm. Curățăm din nou. Asta de ce aia galbenă, ce are aia? Asta nu? E bună, nu? Aia e bună, da. Frunzele galbene. Frunzele galbene nu sunt bune. O rup de aici sau o las așa? Nu, o să tăiem cu fără. O las așa. Taie frunzulițele, taie codița. O plăcere. Mamă, și așa luați fiecare bețișor de ăsta să-l curățați înainte să o vindeți? Și cât costă? Cum e? La kilogram? La kilogram. La kilogram? Cât e kilogram? Un kilogram de mentă?
Mâncați și curat. O oră jumate pentru 60 de lei. Toată nebunia asta cu datul, cu stai 3 ani, cu tot, 60 de lei erau așa o chestie. Bă, ce frumos e asta, băi, superb, îl punem în cameră. Grație, mulțumim. Adică noi am muncit dar noi chiar vă mulțumim. 2 ore și un pic pentru asta? Noi chiar apreciem. Stăm mai mult? Mai mult? 60 de lei. În mănunchi. De men. Vă mulțumim! Să rămână, doamnă, vă mulțumim! Să rămâile! Și doamne ajută să vă meargă business-ul aici. Se pare puțin pentru toată ta nebunie. 60 de lei? Tu îți dai o chestie și îți iei 60 de lei. Adică trebuie să ai 3000 de hectare. Dar cine curăță 3000 de hectare? Proștii ca noi care se duc pe acolo. Mai prins pe unul, mai prins pe altul, mai prins. Ia vine mă un pic, când vești un ingiament, uite curăță și tu asta, îți dau și ție. Înțelegi? Aia. Oricum am luat.